Doamnă și domnule, dacă vezi lingura asta de lemn, cred că ar trebui pusă, metaforic, în mod evident, ca să nu fie cu violență, pe spatele câtorva dintre politicienii noștri, știi? Așa zicea buna, că mai făcea câte o prostie, bunica mea, nu stai că iau o lingură de lemn la tine. L-am văzut astăzi pe președintele Iohannis ieșind într-o conferință de presă. Acum era de așteptat să iasă, pentru că ați văzut și voi, de două săptămâni suntem pe primul loc la mortalitate din cauza COVID-ului în toată Uniunea Europeană. Pe locul 2, Bulgaria la jumătate când noi, pe locul 3, Spania la o treime cu noi. Sigur, la suta de mii de locuitori, raportat nu în cifre absolute. E bine că e și președintele. Dar e bine că au venit și doi sau trei gazetari care, dincolo de oarece mai faceți cu COVID-ul, o întreba, dar ce mai faceți cu traseismul? Că știți, de câte ori ne spuneți că traseismul este o plagă, de atâtea ori aflăm că PNL-ul, partidul care va a girat și pe care acum al girați, într-un fel sau altul, ia, dă -i să meargă cu arcanul o grămadă de din ăștia, de cum e traseiști. Și iară s-a venit președintele să ne spună că traseismul este o plagă. Băieți, cumva, va trebui să faceți o dezbatere publică, voi politicienii, să veniți în fața noastră, tuturor lor care vă plătim, începând de la pensii speciale până la amante blonde, să vedem ce e la traseism. Pentru că nu e doar de acum traseismul. Traseismul ăsta are o tradiție îndelungată, spurcată în statul român. Și îți dau, uh, uite, știrea de astăzi, din zilele astea, și o să-ți dau după aia și știrea din tradiția istorică a traseismului politic românesc. Știrea de astăzi. Un deputat a schimbat cinci partide în ultimii patru ani. Singurele la care nu au fost încă au fost USR-ul și UDMR-ul. USR-ul nu îl primește, UDMR-ul că e cu ungur, nu cu români. Da? Mă băieți, în patru ani, cinci partide, și mi se spune de către Curtea Constituțională că votul e imperativ, că el are voie să călătorească prin Parlamentul, prin toate partidele, deși eu l-am votat pe, un singur, pe, o singură listă. Bă, bă dacă tovară și consilieri locali și tovarășul primar, dacă trece de la un partid la altul, ăștia își pierd și unii, și primarul, și și consilierii, își pierd mandatul. De ce n-ar putea să și-l piardă mandatul și tovarășul parlamentar? Adică la parlamentari votul e imperativ și interzis, la ăștia la alți mai mici care nu comentează și pe care îi luăm așa cu arcanul dacă ne enervează, aici ai permis tată, da? Tradiția asta spurcată o vedeți încă din mugurii a tot ce a însemnat parlamentarismul românesc. Și când vorbesc de muguri, vorbesc de parlamentarismul totuși european, acum nu vorbim de adunările alea ad hoc ca fiind parlamente, da? Și vă dau un citat dintr-o carte, că de-aia bine să citești. Când la 1920 prefectul de Bazargic a părăsit Partidul Conservator Democrat, zicându-le pe față, ce vreți, nu vreau să mor sărac. În două luni de zile a realizat o sumă de 600.000 de lei. A vrut să vândă un scaun de deputat pentru 200.000 de lei. O găsiți în cartea lui Cojocaru. Bazargic. Bazargic era capitala județului Caliacra. Acum la Bulgaria. Județul ăsta are o istorie, și și Bazargicu, au o istorie extraordinar de, pentru, pentru, armata română, pentru autoritățile române, pentru politicienii români. Știi că în 1916 România repede, repede a trecut în Transilvania, a ocupat Brașov, a mers până în Toplița cu coada pe sus, până o vin Macensen și le-a tras una de o să fugă până la Iași. Da. Dar în același timp armata română s-a mers acolo în Caliacra, în actuala Bulgarie, să explice bulgarilor cine e șeful era deja a României, da? Trecuse în 1913 pe la România. și a pus un prefect. Doar că în momentul în care au intrat trupele, se apropiau, de fapt, trupele germane de Bazargic, actualul Dobric, îl găsești pe, pe harta Bulgariei, autoritățile române au fugit pur și simplu din oraș, fără să anunțe populația, vedeți, bă, că vine năpasta peste noi. Pur și simplu, a plecat și armata. Da? Un general celebru cu nume de stradă, da, nu vine acum aminte, nici nu contează, nici nu vreau să-l am aminte, da? ăla și-a luat armata și-a fugit la 20 de kilometri de, de uh, Bazargic. Singurul care a rămas și-a și plătit cu viața apărându-și postul, și ăla a fost singurul patriot de acolo, a fost un soldat care era de pază, care era în, nu știu cum se numește, în planton sau ce era acolo, da? Care n-a fost anunțat de plecare. Și omul ăla a luptat singur împotriva unei armate, evident, până la urmă, evident și din păcate, a fost ucis în luptă. Dar omul ăla ar trebui să aibă statuie peste tot. Știi de ce? E omul care și-a apărat. E ca vrăbiuța aia de care îți vă ziceam uneori, știi? Toți fug din pădure, că e incendiu, toți fug din pădure și vine vrăbiuța cu picătura de apă în cioc. Da. Ce faci tu, fraieră, zice lupul, ce faci tu, fraieră, zice ursul, zice și vulpea, zice și leu. Și ea zice, eu fac partea mea. Da? Asta a făcut soldatul ăla. Și în momentul în care am terminat cu, cu șmecheria asta numită traseism, în momentul în care am face o dezbatere extrem de onestă, a care să participe și ea, care fumează în budă la, și negocează în budă Constituția României, de la CCR, da? Noi am înțelege perfect ce se întâmplă. Pentru că de 30 de ani noi nu suntem în stare să vedem modernitatea tată. Uite, mare știre mare din de ieri, de 1 septembrie. Marile orașe scapă de dependența de guvern pentru dezvoltarea marilor proiecte. Municipiile își pot construi singure centura alcoolitoare și rețelele de trenuri de urbane cu fonduri de la Uniunea Europeană. Băieți, câți ani au trecut de la aderarea la Uniunea Europeană? 2007, 2003, 18 ani? Cât, cât o trecut? 2007, 2020, abandon, 7 ani. Da, 3, știi, dragul, cât o trecut? 13 ani. Bă, în 13 ani, acum zicem și noi, știi, ok, băi, Bârladule, băi, Clujule, băi, Slobozie, băi, Baia Mare, hai, nu mai veniți pe la guvern să vă dau eu permisul de, de făcut investiții. Bine, mă, mai voi și luați fondurile Uniunii Europene. După 13 ani, tată. Deci îți dai seama că în 13 ani s-a făcut doar politică și nu s-a făcut deloc administrație, nu s-a făcut deloc modernitate. De ce? Pentru că oamenii politici sunt de cele mai multe ori niște stupizi. Ei au inteligența aia a vicleanului, inteligența ăluia care vine cu 10 ceasuri pe mână, ce ai domnul că îți dau 1000 de lei și la sfârșit îți dă cu 50. Și nu-l iei și fuge după din ai domnul gratis, băcar și nu de un pachet de țigări. Asta sunt politicienii români. Ei te fac. Ei nu fac, ei te fac. Da? Și uite, îți dau un exemplu. E și mândru de asta. Daniel Tudorac e ceva candidat pe la București. Domnule, eu nu știam să-i scriu numele corect lui Clotid Arma. Mă frapează că pe toate documentele apărute sunt corect scrise toate prenumele, parcă avea buletin în mână. Deci, bă, că se și mândrește că nu știa, nu știa să scrie corect numele unui cetățean. Clotin Darma, da, corect, e mai deosebit dar să nu știi să scrii numele? Bă, băiatule, știi, ești candidat. Dar el sărac o zice, domnule, cu filajul, nefilajul, dar cum eu scris numele corect. El se și miră că există oameni care scriu numele corect. Adică deja e suspect. Domnule, dar de unde știau ea numele, prenumele lui Clotil Armanchi? eu nici nu știam cum să-i scriu numele la asta. Erau poate subalternii Și de obicei, în România, din păcate, subalternii sunt un pic mai deștepți decât șefii. De cele mai multe ori. Când vorbim despre politică, în mod evident nu vorbim despre corporații sau nu vorbim despre un SRL sau un SA. De aici e vorba. Dar la noi există o anumită uh, un anumit entuziasm al derizoriului. Uh, la noi minciuna, nu e o minciună de a așa din topor. La noi minciuna este o artă. Adică e un spectacol. Uh, Știi, este... Cred că avarul lui Molière, e filmul ăla foarte fain în care joacă... Uite că am fost la, 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 în sudul Franței, la jandarmerie, mă, cine joacă? Lui de Fine. Da, probabil am și eu scăpări în cap. Da? Știi și avarul ăla, când o a ecranizat, avarul lui Moliere era așa cu o coadă de păun. Ceva în genul ăsta sunt politicienii. Înțelegi? Ei când mint, mint spectaculos. Ei nu se pot bâlbâi ca mine, ca tine. Că noi mai avem bâlbe de asta pentru că ne gândim și acolo, și acolo, și acolo. Nu. Ei scuipă cuvintele, ca pe semințe. Pu! s o tras o metaforă. Puh! O comparație. Pu! Scurt. Cuvinte. Sigur că sunt cuvinte pe care ei nu le înțeleg. Cum e finalitate. Că toată lumea are impresia din politică, doamne, finalitate e ceva cu sfârșitul, cu finalul. Da. De unde să știe chestia asta? da, sau fortuit. E băgat în ceață și te și jură după aia că te dai deștept. Da. Dar ei când fac câte o chestie de asta, o fac în splendoarea actului lor nemernic. Adică nemernicia lui, nemernicia politicianului român este o, ca o, ca o ca o explozie, ca o, ca o, erupție a vulcanului. Este spectacol, tată. Sunet, lumină, butaforie, nebunie, camere de la vedere, interviuri, tăvălări pe jos, amata care plânge, a, așa e venele longitudinal, ăla altă scoate chiloții din cur, o grămadă de chestii care se întâmplă pentru o minciună. Da? Și uite aici, vine Voiculescu, da, da, Voiculescu, ăla de la care trebuie să ia statul român înapoi vreo 60 de milioane de euro, și cere, domnule mie, să măriți pensia cu 40%. Corect, omul mai are de plătit 5,2 de milioane de euro furați de la stat. De unde se le plătească? Din pensie. Păi dacă e pensia mică, ce să facă? Să dea statul, tată, băi, românilor, mai plătiți un pic de taxe, un pic de impozite, că eu trebuie să, trebuie să plătesc statului că vreau pensie mai mare, tată. Dar el vine din aceeași lume din care vine lacul. Mă uit la ciolacul și îmi dau seama că omul ăsta este un nefericit. Adică îți dai seama, l-au pus, pus, ăștia șef. și o dorit să fie șef. E ca atunci când conduci o mașină de aia din șepă, da, din 70 și te gândești, bă, dacă aș avea un Ferrari, bă, și dacă nevastă mai avea un Jeep, bă, și dacă avea o casă de aia mare, mare, mare. Și bă, te duci iar cu și îți mângi unghiile în garsoniera ta Aia la care n-ai plătit de două ori întreținerea și zici, tei, mama, mă și să, să n-am eu Ferrari. Și ar te uiți la Dăciuța ta din 70, la care suflin jigler și -i cureți cu buretele de bucătărie carburatorul. Așa e Ciolacu. Vine Ciolacu și ce? Domnule, confiscarea extinsă a averilor este un proiect votat de PSD. Bă, și te uiți la el și nu-i ca dinții. Păi, tocmai că legea a fost respinsă acum de PSD în Parlament. Adică au făcut-o prafăia. Și totuși, vine și ce cu da, și ce dacă? Știi cine mai avea chestia asta? O mai avea Goebbels, ministrul propagandei al naziștilor. Ministrul propagandei al lui Hitler. Care zicea așa, mă, dacă minți, să minți enorm. Asta zicea el. Ăștia fac mutatis mutandis la fel. Bă, ăștia când mint, pă mint, tată. El nu se joacă cu minciunele. Unde ai fost, mă, la curve? Nu la bibliotecă. Și el, de fapt, a fost la dentist să-și schimbe plomba. Nu! Ăștia când o dau, o dau ca pe avalanșă, mă, să mișcă Everestul, să cutrămură groapa mea Marianelor, fac pești, copii, bâlbăiți. Atât de, de spectaculos mint socialiștii români și toată, toată istoria lor au mințit atâta, da? Uh, vin și ăștia la al alții. Uh, apropo de traseism, vine Fenechiu astăzi. Un tip care părea destul și este, cred că, destul de frecventabil, de, destul de modestuț, are argumente, recunoaște când greșește, chestii care îmi place la nebunie la un, la un om politic, și vine și zice, domnule, am primit-o pe, nu știu ce, pațurcă de la PSD, am primit-o în PNL, e căsătorită cu un primar liberal. E foarte harnică fata aia. Și dacă e căsătorită cu un primar liberal, am să de la PSD de la PNL. Bă, băiatule, asta acum câteva zile zicea că voi aveți probleme, ați făcut praf, Bugete, chestii, sunt niște hoți, niște rapandule. Așa se primesc de la PSD, dintr-o dată... A, da, nu mă primiți și pe mine în PNL. Că am avut o verișoară, o, o plecat de mult, care avea o poză cu Câmpeanu. Nu? Nu e niciun bai dacă, dacă aș fi eu acum în PSD. Dar pe Dragnea. Dacă și-o schimbat uh, uh, plomba la o doctoriță care avea un văr primar liberal îl primiți și pe Dragnea. Că așa ar trebui să-l primiți. Că doar are ceva ă, ă, relevanțe liberale. Om fost foarte liberal. Adică era vânzător de... Era crâșmar acolo, în satul lui. Ducea berea cu căruța și le dădea la aia n-am mă bea și tu pe caiet, o bere. Că sunteți din teleormă. Și vă sărăcești de pe tăzi, nu aveți treabă. Da? Despre asta e. Și ăștia alți și liberalii parcă, parcă sunt apucați. Bă, într-adevăr, vrei să-mi spui că nu deții controlul? Că ar trebui să ai puterea, într-adevăr, dacă vrei să faci bine, mă spune-ne chestia asta în față. Mă, fraților, suntem obligați să luăm traseiști. Că dacă nu, ăștia ne bagă într-o criză mai adâncă. Dar așa să mă iei, că ai, are primar, are, are un văr primar liberal, că ai în măritată cu un liberal și de aia îl ieși. Bă, băieți, nu mă mințiți chiar, nu ne mai minți chiar în față, că nu suntem așa de prost alăi. Nu suntem așa de prost alăi, precum sunt ăia care vă propulsat în funcții. Nu. Suntem totuși niște oameni care mai citim, mai dăm cu capul de grindă, mai învățăm ceva din chestia asta. Înțelegi? Însă au un, au un, uh, au un spin acum, sau o sulă în coaste, cum zicea uh, nemuritorul Iliescu. Da? România este singura țară în Europa Centrală și de Est în care industria de media și divertisment va înregistra o creștere în 2020. Serviciile online trag piața în sus. Nu puteți plăti voi cât vreți la televiziune. Mereți voi la gâdea și dați-le cum le dă, dă PSD-ul 22 milioane de euro din banii statului, da? Și o să vedeți că nu are niciun efect. Lumea, când se uită la televizor, se uită așa numai la... să, să vadă ce s-a mai întâmplat, că poate a scăpat vreo, vreo știre pe telefon și a ajuns pe televizor. Și încet, încet, oamenii politici nu mai au relevanță. Pentru că la televizor te duci și spui poezia, scui niște semințe în loc de cuvinte și ok, nu te interesează. Păi când vii tată pe Facebook, când vii pe online, te ia lumea la perpulis. Băi băiatul ai zis că gata cu traseismul. Băi băiatul ai zis că vrei, vrei confiscare extinsă a averilor băi ciolacule și tocmai ți-o vota partidul împotrivă. Ei, pe Facebook e mai greu. Pe YouTube e mai greu. Pe online, în general, e mai greu, pentru că acolo lumea vine și spune Bă, ce bine pare că ești lângă mine. Iai să povestim un pic despre. Și de aici, întreaga dramă a politicianului român, care vede dintr-o dată că, bă, cât o investie în slugărnicie, câte scame o lua de pe umărul șefului, câte serviete o purta și câte portiere o deschis, și acum vine un clic și zbang. Întuneric. Pe care îl l dorim lor. Și nouă, lumină și sănătate. V-am pupat! Să auzim musai de bine!